Eu sunt cu diabetul și îmi crește diabetul extraordinar de multe ori. Și am căzut în comă diabetic acum 5 luni de zile. În vara anului 2020, spre sfârșitul verii și la început de toamnă. Mi s-a făcut rău și eram la toaletă și am căzut cu capul jos și mi-am dat cu capul de ciment și nu am putut să mai mă scol. Doamne, te rog, dacă mai ai nevoie de mine, scoală-mă de aici. Fraților, credința mea e mică, dar eu spun în vremul de sfârșit, de vremul împreună cu mine, haideți să spunem, Doamne, mărește-ne credința. A tine mi-a rămas să spunem, iubiții mei, frați și surori, Doamne, mărește-ne credința. M-a scolat Dumnezeu de la toaletă, când am ajuns în cameră, credeți-mă, mi-am dat cu capul în dulap, numai că n-am, probabil am căzut ceva după dulap, nu știu, și am căzut jos ca mort. Vreau să trec foarte rapid, nu vreau să iau rând cu rând, vreau decât esențial din ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă după masa aceasta. A venit salvarea, m-a luat. M-a dus la urgentă în Caransebeș, m-au băgat la perfuzii, cum se procedează, m-au ținut 3 zile în spital. Iubiții mei, frați, surori, de multe ori îmi scapă lacrimi de bucurie și de întristare altădată. Nu plâng ca să impresionez pe cineva, departe de mine gândul, frați și surori. Nu vreau să plâng ca să impresionez pe cineva, dar îmi vine un plâns de sus. Și așa a făcut Domnul în viața mea și așa va face și în viața ta, sora mea și fratele tău, dacă îți pui încrederea în Domnul. De la un moment dat, n-am mai știut nimic de mine, m-a luat salvarea, lumea mirată, bă, Iacob, pocăit de la pendicostare, are COVID, dar el a luat salvarea. Cum e lumea? După 3 zile, așteptam să plec acasă, dar n-a fost așa. Vine un medic, un asistent ce a fost și vine cu un aparat, acum știți, a zis că ți-l pune în frunte ei să vadă temperatura. Numai că, dragii mei, când să plec acasă, n-a fost așa. Și îmi spune direct în față, numai că n-am căzut jos a doua oară, ai COVID. Când am auzit, puneți-vă dumneavoastră în situația mea. Odată m-a luat o frică, e asistent medic, ce îi, nu știu, dacă el a spus, asta o am. M-au luat și m-au dus la Bora. M-au suit în spital, în salvare. Dacă mi greșesc puțin, este ieșit pe sală, vă rog să-mi permiteți să mă credeți, dacă mi scapă căci eu, fără să vreau. Și m-au pus în salvare, m-au dus la Bora, cu gândul că îmi dă drumul. Și am văzut acolo, nu mai doresc la nimeni. De aici și până mungii francele, atât aveam voie să mergem la toaletă și în stânga și în dreapta. N-ai voie să vizitezi pe nimeni, n-avea nimeni să vină la cine, doctorul nu vinea în salon. Domnul m-a pus întrebarea, eu am COVID? Eu am venit cu diabet și să am COVID? Domnule, tu știi. Iubiții mei, prea spre mirarea mea, n-am știut. Au început să ne dea pastile ca letra, dacă s-au zis galbine atât de dele mari. Eu am crezut că-s bune. Zic să mă fac bine, deîmpotrivă, planul ăla a fost să ne termine. Să ne termine, dragii mei. Și începea să ne dea ca letra atât de mare și am început să le iau, n-am știut. Zic, taci că îmi dă drumul, petrece o zi, până mai îmi dă drumul. Păi deja am ajuns la 5-a zi și a început să mi se facă rău de la stomac. Nu mai permitea corpul. N-am mai avut poftă de mâncare. Nu mai puteam să am slăbit enorm de mult. Tremura corpul, mă duceam la toaletă, la toaletă erau WC-uri turcești. Nu puteai să stai pe ele, deci nu m-am genunchi, nu mai aveam porța aia. Și știți unde am căzut? Nu-i o rușine, frate și surori, trebuie să o spun și să fac mărturisirea asta, pentru că Domnul Iacob, tu trebuie să spui ce am făcut în viața ta. Pe unde mergi, spune-ți cum te-am ajutat. Iubiții mei, frate și surori, am căzut în urina aia. Știți despre ce e vorba. Am căzut în urină și m-am umplut de jos și până sus, plin am fost. Mă uitam, nu mai știam, barba mi-a început să-mi crească. Ochii mi s-au băgat în cap, mâna la mine ca la copilul ăla, de acolo era de slab, am slăbit enorm de tot. În 16 zile când m-au ținut, am slăbit peste 28 de kilograme. Nu mai aveam putere. Iubiții mei, frați și surori, și mi-am scăpat plus, mi-am duc aminte și a început să-mi dea lacrimi, Doamne!
Tu vrei să mă faci aur curat în colomă, trăiești în cuptorul de suferință, știu. Dar, Iisuse, vreau să mor acasă. Ia-mă de aici, vreau frații mei să mă mormânteze. Eu vreau cu cântarea de laudă, că o doresc de inima mea, cântarea de laudă. Eu vreau frații mei să mă conducă pe ultimul drum. Doamne, ia-mă de aici, că nu mai rezist. Nu mai pot. Mă chem acasă, dar du-mă la slacină. N-a fost așa. A dus și o familie, mama, tata și soția. Deci mama cu trei persoane îi bagă în salon. Numai că nu-i două zile, 48 de ani, 47, moare tata. Și rămâne fata în spital cu mama sa, îl bagă într-un sac de nelon, dragii mei, și a început fata să țipe în spital, m-a să omorât pe tata meu și țipa. M-a luat o frică, apoi rândul meu, doamne, eu mi-s la rând, dacă ăsta la 47 de ani, l-ai chemat acasă. N-am mai bucat să-și mormânteze pe tata. Nu le-a dat voie să iese din spital. Puneți-vă situația lui mamă și a lui fata. Că știa că tata e pe ultimul drum și nu poate să-l plângă. Îl plângea numai în spital. Mâine zi, o soră, o femeie de 65 de ani. A chemat-o domnul și pe aia. În altă zi, altă, trei și în final, a zis că cu Doamne, al patrulea mi se urăiește. Eu urmez 100%, nu mai puteam. Nu mai aveam nici o putere, dragii mei. Tremuram, nu mai puteam să mă țin pe picioare. De ce credeți că eu mă scol de dimineață de la slatină și plec în lucră? Dar și aveam mii de limbi și mii de buze. Nu pot să echivalez dragostea lui Dumnezeu ce a făcut în viața mea. De-aia plec și a spus fraților Andrei. Să știu că pe la cap nu mi-e frică de niciun fel. Nu mi-e frică de nimic. Pentru că merg în prezența Domnului. Voi fi cu tine până la sfârșitul vieții. Spune Domnul Iisus, cu niciun pic, Iacob, n-am să te las. M-a trecut Domnul greu de tot, fraților. S-a apropiat ca să trec la final, pentru că timpul ne presează, mai sunt cântări de luat de poate, mai sunt frați care predică, e fratele conducător, cred că e fratele conducător, trebuie să-i dăm șansa, să ne dăm întâietatea cea mai mare, fraților. Și multe ar fi de vorbit, dar vreau să punctez finalul. În a 14-a zi, cu, nu știu, a început barba să-mi crească, ochii mi s-au băgat în fundul capului, nu mai mă cunoșteam, nu mai eram eu, nu mai era Iacob, care era odată, nu mai aveam râsul odată, nu mai aveam, eram rece, eram, nu mai știam, Doamne, du-mă acasă, te rog, ia-mă de aici că nu mai rezist. În a 14-a zi, Dumnezeu mi-a pus pe inimă niște cuvinte, fără să le formez eu. Domnul mă cunoaște că mi-s la om și Scriptura în fața mea. Nu vreau să le pun de la mine. Nu vreau să le pun de la mine, numai în gând vinea ceva. Iacob, spune tu lui doctor ce-ți transmit eu acuțe. Fraților, zânceam un susur blând de sus, de la Domnul, ceva se producea în interiorul meu. Parcă era Duhul Sfânt și tot înșoptea. Iacob, spune ce-ți spune acolo doctor. Iubiți mei, frați și surori, vine doctorul la geam. Domnul bune, ia dăștii de geam. Cum stă tânăr acolo, nu mai puteam nici să mă dăștii nici geamul, nu mai aveam nici forța aia. Nu mai puteam să mă duc nici la geam. Am avut fată de 18 ani de la Părtiniș cu mine și cu tatăl, amândoi erau în cameră. S-a dus fata mea deschis geamul, că nu mai puteam să mă duc. M-am tras în genunchi, m-am dus, doctorul era afară de încolo. Domnul bune, acum vă simțiți? Rău, domnul doctor. Dar acum vorbesc perfect. Nu mai am nimic, frate, surori. Dar atunci nu mai puteam să scot. Mă suna frați din tot Argeaua, frați de la noi din Banat, peste tot. Frații Lione aici, că e martor, e viu aici, cum mă suna și spuneam, frate Lione, nu mai pot să vă răspund în telefon. Credeți-mă că nu mai pot să răspund la nimeni. Nu mai aveam nici cuvinte, nu mai știam. Deci eram ca mort. Și la un moment dat, cum vă simțiți, domnul bunea? Rău, domnul doctor. Iubiții mei, frate și surori, și Dumnezeu o tărăs pe moment. Transmite doctorul ce-ți spune Iacob acum. Simțeam ceva că se produce în mine. Domn doctor, îmi permiteți o întrebare să vă pun, dar nu vă supărați. Lângă el erau 3-4 asistențe, femeia de serviciu, v-ar fi rădut și acum în imaginea mea, și erau bucătărețele, toate erau
Era cald, căldură, vă dați seama. Și el, curios, îl întreb eu. Pentru el a fost o mare curiozitate și îl întreb. Domn doctor, vă întreb ceva. Dar nu vă supărați, din suflet, vă rog. Credeți în Dumnezeu. A făcut odată cumva că eu aici așa, s-a tras un pic la o parte, să uite la mine atent, dragii mei, extraordinar, să uite, mă privește, parcă îl văd. Domnul bune, de ce confesiune religioasă sunteți? Eu sunt copil de Dumnezeu, domn doctor. Eu sunt pentecostal, religia pentecostală. S-ar ta la mine, n-am zis nimic. Domn doctor, dacă credeți în Dumnezeu, cum eu v-am întrebat, dați-mi drumul ca să vă rog. Lăsați-mă, domn doctor, rugămintea mea să mă mormântez de frații mei. Vreau frații mei să mă conducă pe ultimul drum, că dacă mă băgați în sac, nu mai vine nimeni la mormântare la mine, că le frică. Dar lăsați-mă să merg acasă, vă rog din suflet, n-a zis nimic. Pe data de 14, în ultima zi lucrează Dumnezeu cu putere. Frații, soror, m-am pus pe genunchi. Doamne, hotărăște în inima doctorului să-mi ia drumul. Știu că pot. Spune Filipeni 4:13, tot un Hristos care mă întărește, frații, soror. În a 15-a zi, vine la mine, nu zice nimica. Cum merge, domnul bune? Rău, domnul doctor. Tace din gură. Iubiți mei, frați și surori, și-a venit ziua decisivă pentru mine. Și de-aia plec în lucrare și laud din toată inima și o fac din tot sufletul meu. Când m-a scos din groapă, pe aici m-a pus din nou pe stâncă. În a 16-a zi, Dumnezeu, atât, la ora 2, când se dădea masa, eu nu mai aveam nicio poftă, eram foarte slăbit, dragi, e extraordinar de slăbit. Domnul bune, deschide geamul către mine, doctorul. S-a dus fata, deschide geamul, că nu puteam. A dat geamul la o parte, deschidea geamul de termopan așa și l-a dat la o parte un pic. S-au strâns toate acolo și asistente erau toate și... Doamne, vreau un răspuns, acum te rog. O tărăște-l că nu-mi pot. Dacă mai prind o zi aici, am zis, gata. Să uit atent la mine. Domnul bunea, vreau să te anunț ceva. Dumnezeul ăla tău, pe care tu-l iubești, m-a convins să-ți dau drumul acasă. Am zis, doar m-a ridicat așa, m-am ridicat mâinile sus, m-am pus în genunchi, nu mai știam. Dezbracă-te de ainile astea din spital, ia-ți și ai pe tine cu ce-ai venit de acasă și te pregătim pentru salvare să te șem acasă. Când am auzit surorilor, m-am născut a doua oară. La două zile după mine, dacă ați auzit fratele Liviu de la Borlova, păstorul de la Murila Timișoara, ați auzit de fratele păstor de la Borlova. După mine, la două zile a murit la Timișoara, fratele păstor, iar cu caletra lor, caletra și l-au terminat. Când am ajuns la Slatina, lumea curioasă, vine Iacob de la spital, speriată toți. Când mă dau jos, pe picioarele mele m-am dat, o asistentă vine în dreptul meu, dragii mei, până n-a intrat în casă, au tras salvarea înaintea casei mele, și vine să apropie de mine. Îmbrăcat în alb, cu vizera aia, cu mască pe față, se apropie de mine una dintre asistență. Domnul bunea, mare Dumnezeu ai! Mare Dumnezeu ai! Ai un Dumnezeu al altă asistentă, ai un Dumnezeu care te iubește. Ei le-au știut că eram pe terminație, pentru că știau de la caletra că firul vieții mele se termină, frați și surori. Dar și că ai un Dumnezeu mare care te iubește. Fraților, când nu mai poți tu, poate el, sora mea, puneți încrederea în Domnul și Domnul te va scăpa. Da, iubiții mei, frați și surori, numai că aud un primesc un telefon de la Reșița. Domnul bune, vreți să donați plasmă? Doamnă, nu mai vreau nici o plasmă, nu mai vreau nici un spital să nu mai audă nici un spital. Eu nu donez nici o plasmă și nu mai vin la nici un spital. Hai să vă anunțăm noi ceva de la Reșița. Zic, ce mă anunțați? N-ați avut niciun virus. Ați fost negativ. A, tu mi-am dat seama.
Ăsta e scopul, să termine populația. A fost negativ, că de-aia v-am întrebat să donați plasmă. N-ați avut niciun virus, domnul bun. A fost clar, am înțeles imediat. Iubiții mei, cu asta mă opresc. Vă mulțumesc că ați avut răbdarea asta. Domnul să vă binecuvinteze. Mult ar fi de vorbit, dar mă opresc cu înțelepciune, dragii mei. Când crezi că nu mai poți face, încrede-te în Domnul. Iubitul meu ascultător, domnul, pe masa aceasta, nu ai venit tu. Duhul Sfânt te-a dus aici. Eu mă bucur că am ajuns în biserica din loc. Haideți să ne ridicăm pe picioare, să ne rugăm Domnului.